Gata, mă, sunt bucuros. M-a sunat de la reprezentanță, a zis că îmi dă mașina. Să-l sun pe nepotul. Să-l sun pe nepotul să... Că nu pot să conduc două mașini odată. Sper să poată să vină. Marian. Că nepotul Olant e la servici. Asta e mai liber. Alo, ce faci, mă? Stau, mă uit după canapele, Marian. Băi, vezi că azi mâncăm la restaurant. Mamă, faci cinste? Păi, fac cinste, că trebuie să iau mașină. Mă, bravo, băi, mi-a zis că după amiază, pe la ora 4. Dar vin eu... Eu sunt plecat deja cu mașina mea, n-are rost să mai duc acasă să vii tu după mine. Vin eu cu mașina mea la tine. Bine, mă, gata. Pe la ora 3, păi tot sunt plecat cu a mea, îți dai seama. Da, da, dacă așa, trebuie să te duci cu acasă, să vin eu după tine acasă, să te iau. Da. Pe la ora 3, 2 jumate, mă, că mergem să mâncăm ceva. La ce oră mergem? Mai stăm de vorbă. Pe la 4 la ei, vin pe la 2 la tine să te iau, mergem, da. Servim și noi masa și după aia mergem acum. Așa, așa, cred că n-ai treabă. Ai treabă? E, deci să dar știi că... Nu, pă... și mă duc în oraș de canapte face. Mă duc să, mă, să văd niște canapele, să mă aha. Gata, vezi că pe la 2 te sut. Da, bine, da. Costi, vă dă cu baterie, plină sau... Băi, cu baterie, eu știu, stai să vedem. Bă, nu mai râde. Păi, bă, și așa sunt cu asta, dacă eu o remorcăm, am cablu după mine. Gata, mă, bine, ceau. Gata. M-am ținut-o de capul lor, până la urmă, ce că a adus. Am primit azi un colet de la DPD. Nu, ăștia nu mi-a dat. Trebuie să primesc unul și de la GLS-ul ăsta. Băi, sunt bucuros azi. Gata, sunt acolo la o mașină. Frigoace mașina, mai pornesc mașina, mai... Nu mai vine nepotul, îl aștept să vină, în la el aici, la acasă. Întârzie, nu știu ce a făcut în oraș, are și el niște treabă pe acolo și eu îl aștept și nu mai vine. Și întârzi la aia cu mașina mea că nu mai dă mașina. Astăzi, adică, mă... zice, vine o mâine. Nu vine. Am dat un mesaj și a zis că încă mai are puțină treabă. Se face 3, uite. Ah, se vede invers în telefon. De-aia vedeți în telefon ca și cum aș avea volan pe dreapta, pe... Nu e, mă, volanul e pe stânga. Da, se vede în telefonul la invers. Uite, asta e mâna dreaptă. În telefon cum o vedeți? Că e stânga, cred că, nu știu. Rău e, mă, să stai să aștepți. Și ai când depins de auto. Am merg cu alantă. Nu dai seama ce rău e să rămâi fără mașină, să rămâi să stau în stație, pe la autobuz, pe la... Fai de mii. Lasă-mă că-i bună. Două mașini. Două telefoane. Două mașini. Câte două, tată. La stup, două locații de stup. O să bag stup și în locația aia și în alantă. Câte două, mai am să-mi iau și un cam, încă un camion, să am două camioane de stup. Câte două taxe. Asta, așteptă, mai aștept. Bine că bagă căldurică în mașină. Dar vă să-mi atingi că se oprește filmarea. Am venit să iau mașina. Dar am venit. Am venit și la serviciu de la... Am venit de la curs, după 5, știți că am făcut la oia la Brașov până aici? 5 ore. 5 ore am făcut la Brașov. De ce? Așa a fost. A,
fost zăpadă sau a fost... Nu! Deci la coborâre, nimeni, 5 ore. 5 ore. Și zi ceva la camera. Da, arată bine. Bă, cred că era vișiniu. Cred că e cea mai bună variantă la culoare. Era vișiniu și simplu. Mai era și el așa, în verde. Nu mi-a plăcut verde. Bă, merge și eu cu mașina mea. Ia uite. A, deci au panoul noi aici, nu? Da, da, da. Asta de la fără, nu? Păi, și noi uităm pe aici, au fi zgâriată ceva. Stai să filmăm ce mașină e. E auto-electric. Mă uit să nu fie zgâriat. Deci eu de încărcare am cablul ăsta. Nu mai dă de cablul e normal. Ăsta e de 220 acasă și ăsta e de stație. Dar stațiile au ele. Dar asta e de 16 sau de 10 ampere? De 10. Și aici e dar vezi că mă acum. Aveți stații pe undeva de departe? Deci pe aici e riscul să mă curentez? Nu. Da, Ramona, zic că sunt la livrare. Păi, mă, mă, ne curentă. Izolat tot. A spălat? Bine, pa, pa. Da, nu, păi a venit înomolită, ce credeți? Sfatul meu e să nu... Păi și pe aici o spălăm sau nu? Nu. Nu? Nu. Nu o spălați aici. Sau să puneți din aia de protecție aici. Că am știți... văzut că își pun unii. Păi da, dar ia foc. Da, se poate încălzi. Dacă veniți la service cu ea, vă trece. Deci are și ăsta pentru fundare. Da? Ăla este bistronic, da? Da, dacă aveți piciorul cu pedală, nu vă frânează. Da, da, da. 1-2-2-0-0-4-P-U-30. Știe matizul, dar l-am avut. Vreți să zic ceva? I-am avut matiz înainte, parcă cam seamăn. Ba, dar să vă luați tot folie. Tot. Da. Okay, e pornit acum. Dar nu s-aude nimic. E pornit. Deci normal e acum când are ochii în bord de pornit. E pornit, da. Și dacă e până lăsată o ăla, pleacă, nu? Eu nu văd, da. Dar nu pornește. Nici nu se încarcă. Dacă nu e în noi și cu frâna trasă, nici nu se încarcă. Și după ce vă gaz... pe spate n-are, nu? Nu. După ce vă gaz l-am încărcat la supermarket, închideți. Și vedeți că se blochează mufa aia acolo. Când veniți la ea să o scoateți, îi dați o dată și încă o dată la deschidere, împingeți și după ce îl trageți. Pentru că el, când ați blocat mașina, își face click. Da, își blochează și portul de încărcare. Portul de încărcare își face blocaj în ea acolo. Și dumneavoastră îi dați o dată, încă o dată pe deschidere, împingeți și îl trageți afară. Hai că văd, eu o rămân cu el în mână, ori. Da. Păi dar n-aveți cum să rămâneți, că e gros ăla, ce n-ai, băi, dita mai... Vine la serviciu. Dita mai gablă de gros. Și aici așa vine? Da, tot este da. Țineți lung pe el să-l deschideți. A, să caute mașina. Dacă nu, și acum, dacă nu găsește mașina, îl căutați degeaba. Nu, degeaba îl căutați, dacă nu îl găsește mașina. Din Bluetooth nu sistemul aici. Și cum se numește acolo? Cum trebuie să-mi arate? Bă, stați o secundă, că îmi arată singur. A3-4-5-5. Ăla e. Vedeți că acum? Păi nu găsești. Eu am încercat cu telefonul meu. Și cu acide și cu acide. Gata, l-am aprins, nu? Da, da. Aveți 3 minute semnal, bateria e full. Ceasul. Toți nu știi că mâine vin în coada. Dacă nu merge ceva, vin cu ea în apă. Deci când i-ați dat așa, da, și-a făcut click. Și
după bombă apare o clepsitră. Și o vedeți că aia în car. Când ați venit la ea, ai dat o dată și încă o dată, ca să pun o pingeți și după ce o scoateți. Dar nu trebuie. Așa. Dacă vreți să o încărcați și aveți, aveți aplicație? Da. Dacă vreți să o încărcați repede, sâmbătă sau duminica, când vreți dumneavoastră, vedeți, nu la prima, vedeți a doua stație acolo, da. Veniți acolo, băgați la încărcat, în două ori s-a încărcat. S-a născut Joseph Moore, preot și autor al poemului Silent Night. În
în anul 1911, pe 11 decembrie, s-a născut scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, un creștin ortodox ale cărui lucrări includ O zi din viața lui Ivan Denisovici și Arhipelagul Gulag. Cărțile sale sunt creditate de mulți cercetători ca fiind cele care au contribuit la prăbușirea ultimului imperiu de pe pământ. În anul 1897 este ucis misionarul George Pilkington în Uganda, iar în 1910 a murit celebrul misionar norvegian Lars Olsen Skrefsrud. Cândva hoț, el s-a convertit la creștinism. În India a tradus Biblia în limba santal, a scris manuale școlare, a publicat o carte de imnuri, a fundat școli care predau agricultura, îngrijirea animalelor și tâmplărie. A căutat să înființeze o biserică pe care cei din santal să o poată înființeze. Până la moartea sa, existau cel puțin 15.000 de creștini santali. În 1984, Casa Albă expune, pe 11 decembrie, o scenă a nașterii Mântuitorului pentru prima dată, pe când instanța a ordonat îndepărtarea acesteia în 1973. Așa cum vă spuneam, pe 11 decembrie 1792 s-a născut compozitorul Iosef Mundru. El este amintit pentru faimosul și frumosul său colind Silent Night, Stille Nacht. Hei, și am ajuns acasă, deci avea puțin peste 10 km și acum am 57, deci am mers vreo 40 de km, 45 cam așa. Deci am venit acasă, dar m-a dus Passatul cu nepotul, apoi l-am dus pe el înapoi acasă și ăștia sunt kilometri. Bateria n-a fost încărcată maxim, dar nu știu de ce se vede așa. Ia uite, ce rău să vedeți, stați așa. Uite acum, 63%, dar avea vreo 90% când am luat-o parcă. Da, nu contează, o să-i fac eu probe la consum, dar deja știu consumul care va fi în jur de 15 kW la 100 de km pe timp de iarnă. Poate chiar mai mult. Depinde de căldurică, deci depinde cât dau căldura. Și deja am observat acum că căldura, uite pe aici, e numai bine. Deja am dat mai așa și era prea cald. Deci dacă dai aici la maxim, nu poți să stai în mașină. Bine, la temperatura de, uite cât arată acolo, minus 1 grad. Cam pe aceea e numai bine așa. Bun. Mașinica, cam asta e. Ce? Trebuie să fac o filmare mâine, că acum ce să vadă că s-a întunecat. Springu. Da, asta e springu. Bun, cam atât. Băi, sunt foarte mulțumit. Deci mi-a plăcut cum merge, finuț. Chiar sunt încântat. Chiar sunt încântat. Asta l-am tot. Să stai aici. În loc de paus. În loc de paus o ține. Treaba e că modelul ăsta e fără roată de rezervă. Adică și că e ceva mai ecologic. Îți dă, uite așa. Îți dă un kit din ăsta, nu știu, un bidonul la ceva, un compresor și dacă faci pană, și că așa se vând mașinile acum. Șmecherie mare. Da, cred că îi cumpăr eu roată. Deci am cablul ăsta de încărcare. Și cablul ăsta pentru acasă. Uite asta. O să fac eu mâine filmulesc. Eu vreau să demontez tot aici, bancă, dau toate șmecheriile astea jos. Eu trebuie să mă fac să carmierea cu ea, bă, tată. Uite aici, distanța asta de aici până aici, 10 cm, nu știu cât să fie. Și eu aș vrea parcă să fac așa podea la aici, să nu fie jos așa, nu știu. Mă orientez eu cum fac să fie bine. După ce dau banca jos, o să văd cum pot să fac aici un pod drept așa. Da, doar am fost tapițer, mă pricep. Ce faci cu băncile astea? N-am nevoie de bănci, bă, tatu, eu demontez tot aici. Mașina de servici asta. Zice că mi-a spălat-o, știi, ochi. Așa a spălat-o și mi-a dat mașina murdară. Aole, cu plastice de astea.
Bă, asta e mașina de servici, tată. De servici. Cam atât. S-o bag la încărcat aici. 65%. Deci la mine mai mi-ajunge să mă duc o dată la plus și să vin înapoi. Deci înseamnă că cu un plin, cu o baterie plină, fac lejer două plăjturi, dar vă dați seama, cu un carc pe maxim, pe full, 100%. E, și am băgat-o și l-am încărcat. Prima încărcare. Uite așa. A început aici să clipească beculețul roșu că motorul funcționează. Deci nu avem niciun kilowatt deocamdată. Aici sunt vați, 43 de vați. Asta arată că încarcă, treabă bună. Iar la mașină avem 64. În 5 ore zice că încarcă 64%, adică acui vreo 6 jumate, ceasul până la 11 jumate se încarcă. Până la 11 jumate. Și până dimineața ce face? Stă așa în priză. Cam așa ceva. Lasă că am eu o priză din aia cu temporizare. Și o setez ca să îmi oprească la ora 12 și aia. Bun. Cam asta e mașinica. Aici sper să nu se încălzească astea. N-are cum la 2 kW ce să se încălzească. Aici, cum ai băgat la 6 kW, dar nu mi-a sosit stația încă. Acolo e forță puternică. Da, ia să vedem. Pe aici. Ulu, nu se vede nimic, stați așa. Auto se fuge. Fuge. Bun, cam atât, că e cam frig, mi-a înghețat mâna. O lăsăm să încarce. Hai băgăm o canistră de curent. Da, o canistră de curent. Bun. Cam asta e mașinica. Ia să vedem dacă o încui, ce se întâmplă. Mai încarcă sau nu mai încarcă? Ala, încarcă în continuare. Treaba bună. Gata.